Și tot la Iași, Mihai Chirica, de această dată primarul municipiului, e inculpat într-un dosar de înșelăciune și constituirea unui grup infracțional organizat, potrivit DIICOT. Un teren din patrimoniul primăriei, aflat într-o zonă scumpă a orașului, a intrat ilegal în posesia unui om de afaceri. 15 persoane, printre care și edilul, sunt cercetate, iar prejudiciul e estimat la 2 milioane de lei. Dosarul DIICOT vizează transferul fraudulos al acestui teren de mai bine de 1300 de metri pătrați, situat într-o zonă centrală a Iașului, din patrimoniul public, în proprietatea unui om de afaceri. Aici ar fi trebuit să fie construită o clădire de birouri, dar și pensiuni, iar primăria ar fi urmat să primească cotă parte din profit, doar că a fost construit un bloc de locuințe care au fost valorificate, primăria a rămas și fără teren, și nu a primit niciun leu în schimb. Omul de afaceri și-ar fi însușit ilegal terenul primăriei în 2016 cu complicitatea unor notari, avocați, dar și funcționari publici, spun anchetatorii. Procurorii au ridicat documente de la primărie, perchezițiile au durat o zi întreagă, au fost vizate mai multe servicii din instituție, un funcționar public de la cadastru a fost reținut, city managerul, care era viceprimar la data la care, spun procurorii, au fost comise faptele, este cercetat sub control judiciar. De asemenea, primarul Mihai Chirica este inculpat în acest dosar. O serie de documente au fost depuse chiar de mine și o parte din documente mi s-a raportat că sunt depuse de un coleg de-al meu, colegă. Situația în sine este destul de gravă, nu este normal să profiți de niște acorduri contractuale și să tragi de ele într-un sens împotriva legii. 26 de persoane au fost audiate în dosar. Sunt 15 inculpați și suspecți. Pe lângă cei 4 reținuți, fostul arhitect șef al orașului, un angajat de la cadastru, un notar și omul de afaceri care a obținut ilegal terenul, mai sunt încă 7 persoane sub control judiciar și încă 4, printre care și primarul, cercetate în libertate. Prejudiciul, spun procurorii, este de 2 milioane.